Polițiștii din cadrul Poliției Cehosilvaniei au depistat marți 24 august 2021 la ora 18:51 de minute un bărbat de 43 de ani din județul Maramureș, în timp ce conducea o autoutilitară prin localitatea Ulciug. La testarea cu alcool testul s-a evidențiat o alcoolemie de 1,14 mg per litru alcool pur în aerul expirat. Cel în cauză a fost condus la Centrul de Permanență Cehosilvaniei pentru recoltare de probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei. Polițiștii au întocmit dosar penal și continuă cercetările pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului, faptă prevăzută de codul penal. IPJ Sălaj ne sfătuiește să fim responsabili în trafic. Le reamintește conducătorilor auto că legea prevede o pedeapsă cu închisoarea de la 1 la 5 ani sau amendă pentru conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană care are o imbibație alcoolică de peste 0,80 grame per litru alcool pur în sânge. De asemenea, le recomandă tuturor participanților la trafic să respecte normele de circulație rutieră, indiferent de calitatea avută conducător auto, pieton, biciclist. Comportamentul dumneavoastră are urmări directe și asupra celorlalți participanți la trafic.